Lucrările agricole de recoltare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale și semănat se vor efectua în general normal în perioada următoare și mai ales în zilele fără precipitații, arată prognoza agrometeorologică publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul 21-27 octombrie 2014, din punct de vedere agrometeorologic, în cea mai mare parte a Dobrogei, Moldovei, Munteniei, izolat în sud-vestul Transilvaniei și nord-vestul Crișanei, se va semnala seceta pedologică moderată, puternică și extremă. Pe de altă parte, aprovizionarea cu apă în stratul de sol, între 0 și 20 de centimetri, se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor agricole ale țării. Conform specialiștilor ANM, procesele vegetative la culturile de toamnă vor avea în general o evoluție normală în aproape toată țara, cu excepția zonelor de presionare centrale și nordice, precum și în cazul terenurilor agricole afectate de fenomenul de secetă pedologică, unde ritmurile de creștere și dezvoltare ale plantelor se vor desfășura mai lent. Culturile de orz și grâu de toamnă, semănate în perioada optimă, vor înregistra fazele de germinare, răsărire și apariția primelor frunze, iar sub aspect fenologic, la rapiță se vor continua germinarea, răsărirea și creșterea aparatului foliar, în special pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa solului. De asemenea, porumbul își va definitiva maturitatea de plină, local fiind posibilă finalizarea lucrărilor de recoltare în aproape toate zonele de cultură, în timp ce la sfecla de zahăr din Transilvania vor predomina maturitatea tehnologică și recoltarea. În majoritatea plantațiilor, speciile pomiviticole vor parcurge maturarea lemnului, căderea frunzelor și recoltarea la soiurile tardive.